Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena. Sponsor Shield Up. Doamnelor și domnilor, Iuliana Tudor. Bună seara, doamnelor și domnilor! Începe Vedeta Populară, cel mai iubit talent show de folclor din România. O porție de oxigen, așa cum ne-am propus în acest sezon, de care cred că avem nevoie mai mult ca niciodată. A doua ediție din sezonul cu numărul 7 va aduce în față 5 concurenți talentați care își dispută un loc în semifinală. Pe lângă muzica populară, pe care toți o iubesc, mai au ceva în comun, veți vedea. Acea normalitate, acel firesc pe care îl găsim din ce în ce mai greu. Ne-am propus ca acest sezon, spuneam, să fie o pledoarie pentru suflet și vom face acest lucru în fiecare duminică seara prin intermediul concurenților noștri, dar și prin poveștile fiecăruia dintre ei. La finalul sezonului, cel mai bun dintre cei pe care îi veți vedea va câștiga titlul de vedeta populară și marele premiu, vă reamintesc, 100.000 de lei. Și în acest sezon, premiul este oferit de Catena, Farmacia Inimii, sponsorul principal al emisiunii noastre. Mulțumim foarte mult pentru sprijin. Doamnelor și domnilor, spun bun venit și în această seară juriului Vedeta Populară. Grigore Leșe, bună seara! Bună seara! Clopul un pic mai sus să văd ochii. Așa, domnul Leșe, bună seara! Ochii nu se arată oricum. Lăsați la noi, viața arătat așa cum trebuie. Elize Stan, bună seara! Bun găsit tuturor! Niculina Stoican, doamna directoare, bună seara! Bună seara! Cornelia Rednic, bună, bună seara! Bună seara! Și Bogdan Mihai Simion, bună seara! Mă bucur să ne revedem! Bună seara! Dați-mi voie să salut membrii orchestrei care vor acompania concurenții și în această seară. Avem alături Orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Brâulețul al Centrului Cultural Județean Teodor Burada, dirijor Cristian Obrejan. Bună seara, domnilor! Bună seara, domnule dirijor! Vă doresc succes și vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Mulțumesc de asemenea, în mod cu totul special, doamnei director general Doina Voivozeanu și președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu. Mulțumim tare mult pentru sprijin. În prima probă, care este eliminatorie conform regulamentului, concurenții și-au ales o melodie din zona pe care o reprezintă. Doar 4 dintre ei vor merge mai departe, cu șansa de a câștiga un loc în semifinală. Primul concurent din această seară reprezintă zona Alba și este doctorand în contabilitate. În prezent lucrează în domeniul resurselor umane. Are grijă ca toți străinii care trec pe la compania unde lucrează să prindă drag de folclorul nostru. Ce credeți că face? Le închiriază costume și învață dansuri tradiționale. Să aflăm mai multe despre Aurel Lupu din Alba. Lucrez în resurse umane și calitatea mea cea mai reprezentativă este carisma. Și, bineînțeles, sunt foarte sociabil și îmi place să discut cu lumea. Poate și asta m-a atras și să continui atât în cariera muzicală, cât și în domeniul resurselor umane. Muzica reprezintă pentru mine foarte mult. M-am născut cu muzica. Moștenesc acest talent de la tatăl meu, pot spune. Tata a cântat, a fost solist vocal. A cântat și la acordeon, a fost autodidact, a învățat singur și nu profesează în acest domeniu muzical, el este de profesie pădurar, dar așa la câte o petrecere își ia acordeonul și cântă cu drag. Acum am preluat eu și duc mai departe cântecul popular.
bravo! Bună seara! Bună seara, Doamne ajută! Bine ai venit în platoul Vedetei Populare! Bine v-am găsit! Ce le spui străinilor? Cum îi atragi? Ce jocuri joci? Știi să dansezi? Da, Jeană, Învârtită, tot ce... Bine, vii de la Sibiu, mă gândesc, acolo toată lumea joacă. Toată lumea. Vin de la Loman, de pe Valea Sebeșului. Așa. Mică corecție. Așa. Da, Alba. Bun. Din zona Ciobănitului, că asta a fost și lucruri care m-a motivat să cânt Jeană, prima probă. Ai în familie? Ciobani, ceva? Am și oi, nu am multe, dar mai câte? Am încă. Câte ai? Ia să auzi-mi eu. Nu mai am multe, mai am 10. Bune, dar am avut multe. Și cine are grijă de ele? Cine se ocupă? Tatăl meu și avem o persoană care este vecin cu noi și cumva și are un suport mai mare. În restul adevărul că la sunt câte la faci, birou din... ești și doctorant și lucrezi, am înțeles că în două locuri. Cum reușești? Doar într-un loc. Așa? Lucrez într-o multinațională, cum spuneați, în domeniul resurselor umane, leadership, persoane care pot ocupa locuri sau poziții în zona de management. Dragul meu, și... eu sunt candidat. Uite-te bine la mine. Ce vorba. Bună ziua. Bună ziua. Aș vrea să mă angajez la dumneavoastră în companie. Ce trebuie să fac, mai exact? Credeți că sunt potrivită? Depinde. În momentul în care m-ați întrebat ce ar trebui să fac, mă gândeam că este deja clar. Nu e cazul? Nu mă primiți? În primul rând, vom avea un interviu. Cu dumneavoastră? Cu mine și împreună cu directorul de departament. Deci nu e decizia dumneavoastră? Va fi o decizie comună, nu doar. La revedere! Bun, hai să vedem ce zice juriu, vă rog. Elize Stan, ați devenit serioși totuși, ai cântat aici, ai venit la Vedeta Populară. Vă rog. Da, este un tânăr absolut fermecător. Dar... cred că ar trebui să te implici mai mult atunci când cânți. Nu reușești să transmiți publicului ceea ce ai vrea tu să spui prin cântecul tău. Eu te felicit pentru faptul mulțumesc. Că reușești să te împarți în atâtea activități și îți doresc din toată inima succes în această alegere pe care ai făcut-o, aceea de a cânta muzică populară. Mulțumim, Bogdan, te rog. Da, vii din cultura organizațională, vii dinspre corporate, vii dinspre o corporație. Și tu ai un foarte mare avantaj. Faptul că ești doctorand în contabilitate, să știi că tu ai un avantaj peste 90% din artiștii din România, cum spunea agentul lui Frank Sinatra, music e una, music business e cu totul și cu totul alta. Degeaba cânti, poți să cânti luna și stele de pe cer. Dacă nu-ți faci socoterile bine, vine ANAF-ul la sfârșitul lunii și ți-a luat tot și chiar mai ai de dat niște bani în plus. Ți-a plăcut să cânti Jeană? N-o să... o iau eu la bani mărunți cu Jeană. Eu cred că Jeană este ce e bătuta Moldova și am discutat în ultimul sezon. Dar una peste alta, mi-a plăcut, bravo ție, felicitări. Îmi place foarte mult timbrul tău vocal. Mulțumim, Grigore Leșe, vă rog. În ce grai ai cântat? Graiul specific ciobanilor, nu, de pe Valea Sebeșului. Lasă ciobanii. În graiul sud-ardelenesc. Și când cânți în graiul sud-ardelenesc, sunt niște condiții, adică cum ți vocea, cum cadențează cântecul. Modelele pe care voi le alegeți nu totdeauna sunt potrivite pentru voi. Asta e una. Deci piesa e problema? Domnule, este o piesă de joc și ce să apreciez eu aici ca muzician? La ce să mă refer? Nu mă interesează că e crește voi sau nu crește voi sau ce face pe acolo. Cum horește? Știi cum ai cântat tu? Contabilicește. Contabilicește. 2 și 1 fac 3. Să ai grijă când te legi de cântat. Să văd că suferi pentru cântat. Mulțumim. Doamne, mergem mai departe. Cornelia, te rog. Mie îmi place foarte mult. Ai un zâmbet foarte frumos și trebuie să recunoaștem. Pe scenă este nevoie de oameni carismatici. Dacă tu vii și îmbraci frumos și pui parte din sufletul tău atunci când cânți, poți să greșești. Noi trecem cu vederea. Ne faci să nu observăm lucrul ăsta. Și ne câștigi. Succes, îți doresc pe mai departe. Succes și ne vedem mai târziu. Dacă ar trebui să câștig, să-mi câștig existența din contabilitate, aș muri de foame. Dar e super că nu mai plătește contabil, el e super expert contabil. Îți dai seama ce înseamnă în ziua de azi? Deci, în ziua de azi trebuie și expert contabil și contabil normal. El e contabilul propriu. Deci fii atent, eu sunt varză documente. Și clar că nu se păcălește el pe el însuși. Eu am noroc cu contabilul meu de acasă, că la noi lupul e cu lui Johnny Depp îi făcea contabilitatea, sorsa și i-a luat tot. Adică Eita. Nu mai pui bază nici în frați și în surori. Johnny Depp i-a luat tot sorsa. Domne feri. Vă rog să mă scuzați că am intervenit în discuția care este foarte importantă, dar eu dau un mesaj de contabilitate. Fac
cu un buget. Asta ca să fii în, cum să zic, ca să fii pe aceeași lungime cu concurentul, fac un nu? Buget. Tu continui, da? Ceea ce el a făcut. Fac, dacă faceți un buget, vă rog, mă bag și în seamă. Da. Cât să fie? Bugetul? Da, pentru un spectacol. Nu pot. Da, de ce? Este secret profesional. Serios? Da. Știu numai eu, tocmai de aceea am așa multe spectacole. Dar cine este impresarul noastră? Nu vă spărați, ca să știu cu cine vă discut. Eu numai puțin, de asemenea, mulțumesc. La tine se ocupă lupul, am înțeles? Da. La noi, știi cum e? Lupul e cu adunatul și eu sunt cu împrăștiatul. Că de multe ori zice că eu îi muri cu buzunarele goale, înțelegi? La mine e cu împrăștiat. Da, și că mă pui la contabilitate, n-ai să vezi. Mine. Domnule Șe, dumneavoastră, cine vă ține contabilitatea? La mine? Da. Eu. Deci tot dumneavoastră? Eu, că n-am propriul atâția... manager, propriul impresar. Păi n-am atâția bani să am contabil. Tocmai ce vorbeam cu Bogdan. Bravo! Eu acum o să-mi pun contabil să-mi adun banii pe care i-am dat împrumut de ani de zile și nu mi-ai primesc. Hai să tragem noi concluzia. Așa. A fost foarte bine, mulțumesc, tot mulțumesc. Foarte bine, zâmbet, pumnaș, mai puțin cântat. Cântatul. Ce crezi, ajunge în etapa a doua? Eu zic că da, am încredere. Vedeta populară continuă cu o olteancă de 21 de ani. Vine de la Perieți, de lângă Slatina. Una dintre cele mai mari împliniri este că mama ei o însoțește pentru prima oară la un concurs important. Speră că acest lucru îi va purta și noroc. S-o cunoaștem pe Ana Maria Deaconu din Olt. Aș vrea să devin profesoară de muzică. Eu și studiez la pedagogie muzicală, deoarece îmi plac foarte, foarte mult copilașii. Îi simt cel mai aproape de sufletul meu și chiar mi-ar plăcea să fac asta. Mama îmi zice mereu să fiu cum sunt și acasă, să fiu naturală, un om de la țară, cum s-ar zice, dar să fiu cu capul pe umeri mereu, să fiu încrezătoare în mine. Să crești la țară e natural. Chiar eu, când eram mică, aveam o căpriță, iar bunicul ne punea direct să bem laptele de la capră. Da, și am crescut frumos. Mie cel mai mult îmi place toamna, deoarece atunci facem zacuscă, pregătim conservele, facem magion, cum se spune la noi în Oltenia. Tot felul de activități. Deci toamna e cel mai frumos. Pentru mine, familia mea este punctul meu de sprijin și alături de ei simt că pot să fac orice. Ce vrea.
Seara. Bună seara și bine v-am găsit! Bine ai venit! Ești foarte veselă și foarte tonică. Da. Asta e foarte bine pentru întâlnirea din această seară. Da. Porți un costum absolut superb. Care e povestea lui? Știu că sunt niște piese foarte vechi și sunt de familie, nu? Acest pesteman este împrumutat. Pesteman? Pesteman, da. Ea este a străbunicii mele, ea și poala, și brâul sunt ale străbunicii mele. Bun, foarte frumoase. Mulțumesc. Să auzim mult ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Întâlnirea cu tinerii aceștia mă scoate din singurătate. Tinerii din Olt, nu știu câte ore trebuie să spun, sunt foarte buni. Ca și glas, ca și cântat, ca abordare. Știți de ce? Pentru că modelele lor din Sud au fost strălucitoare. Felicitări! Sărut mâna, vă mulțumesc! Mulțumim, mulțumim! Niculina, te rog! Oltenia e greu de cântat. Am mai explicat lucrul acesta. Și eu mă bucur că astăzi am avut parte de o olteancă frumoasă și specială din Oltenia mea frumoasă și specială. Felicitări! Sărut mâna! Mulțumim! Mulțumesc mult! Bogdan, te rog! A cântat foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult că a ales un cântec de dragoste. În primul rând, aș vrea să te felicit pentru memorie. N-ai venit cu mândruliță care rimează cu drăguță și fetiță care rimează cu tătuță. Am tot auzit la emisiunea asta și în general în viață aceste rime facile. Tu chiar ai memorat un text. Mi-ar plăcea să te aud și cântând ceva pastoral la un moment dat din Olt, pentru că e o muzică pe care nu prea o mai aud și era foarte importantă la un moment dat. Cum se numește piesa? Venind de la Olt încoa. Venind de la Olt încoa. Da. Da. Foarte drăguț cântecel. Vă mulțumesc mult. Emilia Dorobanț. Mulțumim. Cornelia, te rog. Da. Te-ai prezentat atât de original aici. Ai căutat cel mai vechi costum, cel mai original. Eu mă și întreb, mă mir, de unde le mai scoateți? Cu câtă grijă le țineți atunci când puneți mâna pe asemenea opere de artă, pe asemenea perle, pur și simplu? Îmi place foarte mult, îmi place bucuria din ochișorii tăi, luminița care strălucește acolo. Să știi că eu, de foarte multe ori, asta caut la oameni. O să greșești ca interpret, dar bunătatea unui om se vede pe chipul și în ochii lui. Pentru mine asta contează foarte mult și pe mine m-ai cucerit. Mulțumim foarte mult! Succes. Mulțumim! Succes! Succes! Următorul concurent și-a dorit atât de mult să facă o figură bună la vedeta populară, încât s-a pregătit și câte 6 ore pe zi în ultimul timp. Este student la Universitatea Ovidius din Constanța, la interpretare muzicală, canto, și la Facultatea de Teologie. Nu s-a hotărât încă ce vrea să devină, profesor, preot sau interpret de muzică populară. Poate va lua o decizie după această seară. Să-l cunoaștem pe Andrei Girel, care reprezintă Dobrogea. Am mai participat la emisiunea Vedeta Populară în sezonul 4. Nu am trecut mai departe, dar pentru mine a fost o experiență din care am putut să învăț multe lucruri bune și de aceea m-am hotărât să revin. Am mărit programul de repetiții, am ajuns de la 3 ore la undeva la 6 ore de repetiție pe zi și am un repertoriu mai vast acum față de prima dată când am fost la emisiune. De data aceasta sper să merg mai departe, până în semifinală, iar cu ajutorul Bunului Dumnezeu poate voi ajunge în final. În acești 2 ani m-am răzgândit cu studiile pe care le voi urma. Am ales etnologie și folclor. Bineînțeles, voi urma și teologia, pentru că sunt elev al seminarului și dacă Dumnezeu va îngădui, o voi urma. Dacă nu, asta este, rămân cu etnologie și folclor.
pescar, dorul tău mă cheamă iar, lângă malul Dunării, la izvorul inimii. Mândruță pe înserat, dă-mi un dulce sărutat, bagă, Doamne, luna dor, să sărut pe cine mi-e dor. Fată de pescar, vino mai la mal, să-ntindem năvoadele, iar când s-o însera, vino și-o-mi juca, mândru geam paralele. Andrei, bună seara! Sărut, bună, bine v-am găsit! Bine ai venit la Vedeta Populară! Bine v-am găsit! Domnule Șevorob! Andrei este un copil deosebit, echilibrat, îmbrăcat foarte frumos și am urmărit cum se încadrează pe ritmul acesta de geampara. Nu-i simplu! Și el, uite, astăzi la Vedeta Populară mi-a creat o stare de bine și îl felicit pentru asta! Mulțumesc frumos! Mulțumim, Cornelia! Andrei a mai fost la noi la Vedeta Populară și l-am îndrăgit foarte mult și atunci, îl îndrăgesc și acum, pentru că e mai bunătate, Andrei. Sărmâna. Te felicit, dragul meu. Elize Stan. Mie mi-ar fi plăcut ca pe notele lungi, pe sunetele lungi, să aud și un pic vibrato. Tu cânti liniar, drept. În general, interpreții din Dobrogea au și un pic de vibrato. Voi fi atent pe viitor. Sigur. Mulțumim, Bogdan, te rog. Și mie îmi place foarte tare de tine. Mi se pare că ești foarte luminos. Arăți un pic alipovean. Dar consider totodată, și nu vreau să-mi iau nume deloc, că ai un tip de sfioșenie care cred că uneori intră în disonanță cu scena, cu spectacolul. Dar poate reușești să te lupți cu asta. Poate reușești să încerci, măcar pe scenă, să folosești scena ca un cârlig. În rest, ai un glas frumos, să știi. Da. Și nu-i deloc lucru puțin. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Succes. Mulțumesc. Ne vedem frumos mai târziu. Nu toți concurenții de la Vedeta Populară cântă de mici. Diana a descoperit folclorul în adolescență, pe la 14 ani, atunci când a mers la colindat cu prietenii. Muzica a schimbat-o complet și acum nu mai concepe viața altfel. Să aflăm mai multe despre Diana Lungu din marginea Suceava. Am crescut într-o familie numeroasă. Suntem 5. Nu știu, noi am fost tot timpul uniți. Chiar mama a avut grijă să ne dea o educație așa cum a fost nevoie, ca la țară, pot să spun. Totul a fost frumos. Am avut o copilărie cum mi-aș dori să aibă toată lumea. Dar la un moment dat din viața mea, pe la vârsta de 7 ani, mama mea a avut o boală galopantă, mai exact cancer. Iar chiar în ziua în care ea a fost pusă pe masă de operație, noi neștiind dacă operația a fost reușită sau nu, am avut un vis, cum că eram într-o cameră, iar chiar de după colț vinea la mine Moș Nicolae și mi-a spus că bucurați-vă de dulciuri, de tatăl vostru, de bucurate de frații tăi, pentru că pe mama nu mai poți să o dau înapoi. Eu am început să plâng, nu știam, mi se părea totul atât de real și m-am întors în cameră la tatăl meu să-i spun și când am dat să deschid ușa camerei, l-am văzut pe tata cu baloane lângă el și țipând la mine surpriză, am adus-o pe mama înapoi. Și așa s-a întâmplat, mama a venit acasă și acum este totul bine.
eu lângă tine aș vrea să cânt tu, să cânt cu dor dragostea, să ne asculti și ni vrea să răsuni în codru verdi tinereța cu noi jădi, florin poarta raiului, bucuria omului. Superb! Totul! Să-mi vești să odinească, satul-i pustiu jumătate, porățălii sunt cu lacati. Unii în lume să munșească, alăți să ne vești să odinească, satul-i pustiu jumătate, porățălii sunt. Bravo! Bună seara! Bună seara! Domnule, și-am văzut că a tot exersat pe fluier. Hai să auzim! Ea a venit bine. Glasul e așezat. Este glasul. Și mi-a plăcut foarte mult. Ce îmi spune Horea asta ei? Îmi spune că are lumină în suflet. Îl poate primi pe Dumnezeu în inimă. Rău este alungat, învingem, că toată viața noastră avem o luptă, avem o luptă cu noi. Este o luptă între lumină și întuneric. Așa cum fac corindătorii de sărbători, alungă întunericul. Și când se naște Hristos, apare lumina. Așa a fost fătuca asta, Diana te cheamă, a adus lumina aici, în platou. Felicitări! Mulțumesc! Bun, mulțumim, Cornelia, te rog. Da, a fost atât de emoționant ce a spus domnul Leșe, că astea au fost și gândurile mele. Aici m-ai trimis și tu, la lumină, la bunătate. Cânți cu siguranță, cu căldură, cu seriozitate. Pe toate le ai. Ești minunată, Diana, minunată. Mulțumesc. Niculina, te rog. Nu pot să spun nimic despre felul în care ai cântat de drag și de admirație. Nimic rău. Foarte frumos. Ești o moldoveancă pură, adevărată, o moldoveancă cu care și noi, oltenii, ne putem mândri, pentru că până la urmă suntem cu toții români și ce-i frumos, frumos rămâne în fața tuturor și a lui Dumnezeu. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim, Bogdan! Da, și pe mine m-a impresionat plăcuțe, ales un cântec extraordinar de frumos, cu niște cuvinte deosebite. În general se cântă muzică de joc în Bucovina zilele astea. Cel mai mult se cântă muzică de joc. Dar la un moment dat mai apare cât o babă și zice, ia stați, să vă zic. Și șocul meu cel mai mare e că baba are 21 de ani aici. Aici mi s-a părut mie cu adevărat șocant. Am zis, mă, unde e? Că n-o văd. Bravo ție. Mulțumesc. Mulțumim, Eliza Stan. Acest cântec este din repertoriul cuiva sau ți l-ai făcut tu singură? Nu, este din repertoriul personal. Un domn dintr-un, de la Vicov, chiar de la Vicov. Asta am observat, că este din repertoriul... Așa poți să-i spui numele. Asta deci, merită da. Aplauze. Mulțumesc. Foarte frumos. Și mi-a dăruit-o mie. Poți să-i spui să-l numești pe domnul? Domnul Constantin Schipor. Bine. Da, merită toate felicitările, pentru că foarte rar în ziua de astăzi să mai creezi un text care să vină mănușă pe melodie. Pe mine m-a impresionat într-un mod cu totul plăcut și te felicit din toată inima. Bravo. Mulțumesc. Și dacă îmi dați voie, te rog din suflet să felicit orchestra pentru modul minunat în care a prezentat această piesă. Felicitări domnilor, doamnelor și domnului dirijor.
Și felicitări ție! Uite că ne-ai dat prilejul atâtor comentarii aici. Da, ne vedem mai târziu. Succes! Frumos. Mulțumesc! Bună seara! Bună seara! Felicitări, Diana! Mulțumesc! Da, extraordinar! Ce faci? Mai stai sau... Foarte bine. Eu sper că da. Te duci acasă? Păi nu. Te duci acasă și vii direct în semifinală. Pare că așa bine e. Bine ar fi. Cum te-ai simțit acum? Foarte bine. La fel ca la mine în sat. Acasă. Da, care-i satul? Care-i satul? Marginea. Dar de ce ai zis Marginea? Marginea, așa se spune la noi. Avem Marginea și Faș. El e din Suceava? Știi că e din Suceava? Și Faș în Suceava? Nu, în Suceava. În sat la noi. A, stai un pic. Deci tu îmi spui mie că voi în Marginea aveți accentul Iașului? Dacă... Mă, accentul ăsta cu și în loc de ci, e de la Iași. Și Faș? Da. Aveți ceva cu Suceava? N-am nimica, da. Nu vă place Moldova de acolo sau ce? Faci și noi cum putem mai bine. Mergi la Moldova, Suceava sau duci? Merg. Socializare sau pentru cumpărături? Pentru cumpărături, că socializare găsesc oriunde. Da, cumpărături numai la mol. Dar la bazar mergi? Merg și la bazar, doar nu ce e rușine. Ce ține bazar? Ce mai este prin bazar? Sunt acum în plus. În bazar găsim doar tradiționalul. Când erau mie un mic, din bazar nu puteai să-ți cumperi și tancuri. O pasiune de viață a unui om poate începe de la cântecele de leagăn ale bunicii. Tot bunica a insistat ca părinții să-l ducă la cursuri de muzică și iată-l acum pe scena celui mai important concurs de folclor din România. Să aflăm mai multe despre Alex Golfin, reprezentantul Olteniei. Toată copilăria mea mi-am petrecut-o pe lângă bunica. Ea obișnuia să-mi cânte când mă adormea ziua prin curte și de aici am prins drag de muzica populară și tot ce ține de ea, de tradiții, folclor și așa mai departe. În prezent sunt elev al Liceului de Artă Marin Sorescu din Craiova, unde culmea cânt muzică clasică. În momentul de față sunt ipodiacon la biserica din satul natal. Cânt, îmi mai ajut pe preot prin altar și îmi place foarte mult. De câțiva ani mă gândesc serios să mă fac preot, dar gândul îmi fuge ușor-ușor la muzica populară și de multe ori uit acest lucru. Bunica mea nu știe că am venit la vedeta populară, de aceea îmi doresc foarte tare să merg cât mai departe în acest concurs, pentru că ar fi o mare bucurie pentru ea.
seara, Alex! Bună seara, bine m-am găsit! Bine ai venit! Care e recordul la joc? Cât poți să dansezi fără să te oprești? Toată seara. Dacă merg la un eveniment, toată seara poți să dansezi. Adică de la 6 până la 6 dimineață? Da. Serios? Fără să te oprești? Fără. Doamna Elize, îmi pare rău, aveți concurență, deci nu se poate așa ceva. Să auzim, Cornelia. Mi-a plăcut foarte mult, pentru că, da, e uimitor că la 18 ani să stăpânească atât de bine, să știe jocul ăsta de scenă. Cum să interpretezi? Cum să cucerești publicul? Pe mine m-ai cucerit. Deci nu mai știu, mulțumesc, domnule, de unde ieșiți atât de buni și de frumoși. Mulțumesc. Mulțumim, Bogdan. Sunt foarte frumoase cântecele de dragoste, dar ele există în toată România. Ori eu în locul tău m-aș întreba, dom'le, dar ce e la noi la Dolj de nu e în alte părți? De exemplu, motivul metamorfozelor, nu? Neghiniță neagră, ăla de să schimbă, să dă trei ori peste cap și să face muscă. Asta e numai în Dolj. În rest, sigur, ipingeaua asta care chiar arată ca un cheftenii turcesc, îmi place de mor, efectiv, e o piesă de catwalk, de runway, fără discuție, are o căptușeală așa cam lucioasă, dar într-adevăr văd și eu o mânecă și o lungime corespunzătoare a cămășii de pe dedesubt. Asta, într-adevăr, e o cămașă țărănească, oltenească, foarte frumoasă. Mulțumim! Niculina, în ce te transform tu? Așa sunt eu, toată o transformare, cum zicea Bogdan, din ăla în ăla, dar eu cred că mai mult în ghionoaia mă transform. Ce să facă? Luai foc, iar luai foc. Ia! Da, cămașa oltenească așa trebuie să fie. Aci-i puterea, aci-i bogăția. Ai pânză, ai țesut, muierea a fost vrenică sau ibovnica, că de... Numai noi oltenii, știi, noi cântăm pe față iubirea, ca alte zone nu... Noi nu iubim, noi nu mâncăm, noi nu dormim. Noi suntem numai frumușei. Numai oltenii spun adevărul. Noi și mâncăm, noi și bem, noi ne și iubim, noi și... Nu, noi toate, dar le spunem pe față. Tu trăiești degeaba, moldovene. Că doar olteni. Mă duc la piață și-mi iau de toți banii, numai prază mi-au. Ești un oltean adevărat. E foarte important să asimilezi. Și tot ce ți se spune, să asculți. Cum se zice la noi în Olten. Faci urechea pâlnie și pui dop. Îți intră pe una, într-ailaltă pui dop. Să nu țează, că dacă ți-o ieși, îți intră pe ureche și țeasă pe ailaltă. Exact. Vorba lui bunica mea, vorbi degeaba. Ai fost foarte bine. Mulțumim, Elize Stan, vă rog. Lui Alexi se potrivește de minune cuvântul frumos din vocabular. Chip frumos, suflet frumos, glas frumos, cântec frumos, interpretare frumoasă, costum frumos. Bravo! Scurt și la obiect. Hai să auzim ce spune Grigore Leș. Vă rog. Copiii aceștia au venit astăzi aici și au demonstrat că îi trăiesc în hore și aduc bucurie și nu-mi pierd nădejdea. Pe valoarea lor și pe calitățile lor putem construi artiștii de mâine. Are stofă de artist, Alex? Are. E glas, da. Are. Dom'le, Și ce stofă? Cu Luciu, cum zis. Dom'le, dar eu mă analizez pe mine cum am fost la 18 ani și mi-aduc aminte de bucuriile cântecului. Cu câtă bucurie mă ducem la colindat, cu câtă bucurie așteptam să apară brândușile. Toți concurenții de astăzi au fost brândușe de toamnă. Succes! Așa că, Alex, Dumnezeu ți ajute! Doamne ajută! Succes! Ne vedem mai târziu! Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Domnul Nicușor! Da! Când ne dați căldură în București, domnul Nicușor? Când tundeți parcurile alea, domnul Nicușor? Când vin semafoarele alea inteligente, domnul Nicușor? Păi, imediat după ce se termină acest concurs, o să mă ocup de... Mă bucur că vă preocupă, domnul Nicușor, ceva. E suficient. Ce te-a făcut să vii la emisiune? Păi, bunica m-a împins de la spate să vin, pentru că eu nu vreau. Cu ce? Cu bățul? Cu ce? Cu mătura. Bunica, nu? Bunica, da. Ne urmărește? Da, ne urmărește. Îți mulțumesc că n-am... Baftă! Mulțumesc! Cu ce-i îmbrăcată, ca să știu? Prima probă a luat sfârșit. Juriul va decide cine este concurentul care părăsește competiția. Să invităm în scenă. Dragii mei, așadar, prima probă s-a încheiat. Am să rog acum pe Niculina Stoican să ne spună cine pleacă acasă.
Eu sper să merg mai departe în proba a doua. Asta îmi doresc din suflet, să ajung până la capăt și de ce nu poate să trec și mai departe. Am fost foarte emoționată, să vă spun sincer, dar cred că o să trec mai departe. Eu mi-am dorit chiar din primul sezon să fiu prezent aici și să nu mă opresc la prima probă. Cu siguranță, laudele nu sunt o garanție că voi trece mai departe, dar eu m-am simțit bine. Și asta contează cel mai mult. Andrei Girel. Andrei Girel, dragul nostru, iată, drumul tău se oprește aici, la Vedeta Populară. Succes celorlalți patru pentru proba a doua, vă invit în culise. Doamnelor și domnilor, pentru proba a doua, am să invit acum în scenă pe cel care îi este, iată, alături. Vom urmări momentul pregătit de voi. Doamnelor și domnilor, Ionuț Urdeș. Superb. Bună seara! Bună seara și bine v-am găsit! Iată că pleacă acasă tânărul nostru de aici. Ce i-ați spune dumneavoastră? Lupta lui este cu el însuși. Nu premiul contează, ci ceea ce reușește să adauge la arta lui cu fiecare participare la un concurs. Și cred că Andrei Girel va fi un nume care va spune multe peste puțin timp. Cu siguranță! Și nu uita! Mult mai mult curaj! Mulțumesc. Bine! Da. Am aici un cadou din partea partenerilor noștri de la Shield Up. Ai telefon mobil, da? Da. E, o să mergi, uite, vezi aici un cod QR, mergi la partenerii, magazinele partenere și vei avea o fațetă pentru telefon personalizată. Atenție, nu se sparge! Și mai e ceva, tu scrii și nu vede nimeni, da? Protejează și intimitatea conversației. Toți concurenții noștri vor găsi la cabine cadouri din partea sponsorilor noștri. Mulțumesc foarte mult, succes. Mulțumesc. Și mulțumim că i-ați fost alături în această seară. Mulțumesc și eu foarte mult. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, nu plecați, ne întoarcem în câteva minute cu partea a doua din concurs. Urmează încă două probe și decizia finală a juriului. Un singur concurent merge mai departe în semifinală. Așadar, vă rog să-mi permiteți acum să mulțumesc Rea Costa pentru ținuta mea din această seară. Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Noi ne întoarcem imediat.
Vă las în compania Orchestrei Ansamblului Folcloric Profesionist Brâulețul al Centrului Cultural Județean Teodor Burada, dirijor Cristian Obrejan. Mulțumiri încă o dată domnului director general Doina Voivozeanu și președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Mihai Lupu. Domnilor, finalul primei părți vă aparține. Rămâneți în fața micului ecran, ne întoarcem. Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii Catena.